Bună ziua, dragii mei! Astăzi o să pregătim un compot de piersici și gem de caise. Pentru început, dragii mei, piersicile o să le pun să dea un clocodouă la foc. Le punem așa în apă, da? Deci avem apă rece de la chiuvetă pentru a putea să le luăm pielița jos. Deci o să le punem în apă și lăsăm să fiarbă cam 10 minute. Dăm deoparte. Deci așa, punem la ragaz. O să le punem după ce punem și caisele, da? Ei, acum, pentru început, dragii mei, aici avem 1 kg de caise, da? Scoatem sâmburele și așa, jumătăți le punem, da? Sunt foarte mari. Dacă doriți, puteți să le mai tăiați în două, dar la fiert să dizolvă ele. Așa le punem aici toate. Facem ulei ăsta. Mai tare. Deci, dragii mei, la 1 kg de caise punem 100 de grame de apă rece de la chiuvetă și 400 de grame de zahăr. Da? Zugăr. Să vede care. Deci 400 de grame de zahăr. Ei, acum haideți să le punem la 2 minute care. Să-i dau foc la gaz. Deci, haideți să punem, așa, dragii mei, aici punem piersicile, da? Din coace, dulceața și lăsăm până începe să fiarbă dulceața, să fiarbă apa la piersici și apoi revenim. Haideți să vedem, da? A început pulpa să se desprindă de pe pieliță, da, de la caise. Dragii mei, dacă nu doriți un majun, așa cu bucăți mai mari, le tăiați înainte de la pune la fiert, da? Hai să vedem și piersicile. Dragii mei, piersicile le lăsăm să dea un cloc, o, două, trei, până începe să pocnească pielița pe ele, că dacă nu, nu o să stea compotul. Ei, mai lăsăm și revenim, da? Cum se prezintă, da. Gemul nostru este perfect. Dragii mei, dacă nu vă place așa, cu bucăți în el, puneți batidora, în acest moment îl pisați bine, bine, bine și iese ca o pastă, dacă doriți. Dacă nu, lăsați așa cum am procedat eu. Dragii mei, piersicile. Haideți să vedem cum se prezintă, da? Să vedem, intră, da, uitați, intră furculița în ea, da? Păpușă prea aproape, da, vedeți, au fiert. Deci, oprim aragazul la piersici și o să le punem într-un cub cu gheață. Și apoi revenim. Vedeți, am luat piersicile, sunt foarte moi, am luat pielița de pe ele. Ei, acum o să punem zahăr. Zahăr punem după gust cam 150 de grame, eu zic că e suficient pentru că este compot. O să pun 2 felii de henghibre, cum se spune în românește? Ei, nu știu cum se spune, în fine. O să pun câteva cuișoare, da? Și peste o să punem apă rece.
Mai aduc puțin apă. Nu, mai rămas, Chiariță. Bine, că acum n-am putut să iau toate pielițele. Cine, cui îi place, face, și cui nu. Și asta. Ei, acum punem capacul. Da. Prindem bine. Luăm un prosop. Da, luăm un prosop, punem în cratiță. Așa. Luăm borcanul. Așa. Și o să completăm cu apă. Apă rece. Deci nu punem apă caldă. Apă rece. Atât în borcat, cât și în cratiță. Punem apă până sus. Hai să iau castronul, că mă coprim. Înțelegi, care e? Deci, dragii mei, acum luăm cratița, o punem la foc și lăsăm 30 de minute. Deci, dragii mei, după cum vedeți, dulceața noastră este gata. Da? Vedeți, când faceți așa și vedeți fundul la cratiță, este perfect, este gata. Da? Dacă doriți, v-am spus și fructele sunt mai tari, puneți batidora și le faceți pastă și asta. Dacă sunt mai moi, nu. Ei, acum haideți să le punem în borcan. Să nu puneți lămâie, pentru că fructele sunt un pic aprișoare. Acum depinde de fiecare cum dorește. Pentru a se așeza. Dragii mei, deasupra o să arunc foarte puțin canelia, cum se spune, scurțișoare. Da, Cari, tu știi tot. Și ghimbir, ghimbir, așa îi spunea la jenghibre. Da? Așa, să punem foarte puțin scurțișoare. Să fac așa puțin. Cine vrea pune, cine nu, nu. Dar îi dă așa un gust deosebit. Și plus de aia este un conservant. Atât cu ișoarele, cât și scurțișoarea. Așa, să punem capac, da? Și punem deoparte. Da, după cum vedeți, mai sunt și bucăți mai mari, așa. Mie așa îmi place. V-am spus, dacă fructele sunt mai tari, să le treceți, să puneți batidora și le faceți mai pastă. Sau cum doriți. Fructele nu mai sunt ceea ce era odată.
fructe adevărate, parfumate. Totuși, în România, cred că mai sunt fructe naturale. Așa. Uite puțin ditisop, da? Nu vreau să-i așeza. Și mai pune puțină scoțișoară. Vreau să iei 2 kg, Carinio. Nu ține așa aproape, păpușo. La clătite merge perfect această dulceață și pentru copii așa cu un lapte cu cacao. Așa. Așa, 3 borcanele. Dragii mei, borcanul cu piersici lăsați la fiert, după cum v-am spus, cam 30-40 de minute și lăsăm borcanul în cratiță de azi pe mâine până se răcește. Și apoi a doua zi îl guardați unde doriți. Acum haideți să punem și pe o felie de pâine cu unt, să prezentăm așa frumos. Uite-te aici, cam așa, o felie de pâine cu unt. O dulceață, da, cred că se trebuiește un bol. Deci, dragii mei, aceasta este rețeta zilei. Eu vă spun la revedere, pe curând!